frați și surori, iubiți ascultători, pentru că suntem în această dimineață din nou la masa Domnului, vorbim din cuvântul Domnului și împărtășim din nou adevărul despre lupta noastră spirituală, despre lupta cu diavolul. Textul pe care l-am citit astăzi este unul foarte cunoscut, cred că unul din cele mai cunoscute texte când e vorba de lupta spirituală a credincioșilor. Este acesta din Efeseni 6, versetele 10 la 20. Prin acest text din Scriptură suntem cel mai clar și cel mai concret conștientizați de lupta noastră spirituală. Suntem conștientizați de inamicul nostru, de dușmanul nostru. Și suntem conștientizați de lupta în care suntem angrenați ca și creștini. Îmi place foarte mult acest text pentru că este foarte explicit. Foarte clar spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Și prin urmare, nici nu putem lupta cu carnea și sângelui. Noi nu avem de luptat cu forțele noastre, cu puterea noastră, dar nici nu avem de luptat unii cu alții, cu oameni. Și lupta noastră e dincolo de realitățile acestea pe care le vedem de carne și de sânge. Lupta noastră este cu un dușman spiritual, care e foarte puternic, și vom vedea, organizat, ierarhizat. N-avem de luptat numai cu diavolul, ci cu armatele diavolului. Și textul acesta, frați și surori, dragii mei, este textul pe care ar vrea să-l privim în această dimineață prin scopul lui. Scopul acestui text, text scris de Apostolul Pavel prin inspirația Duhului Sfânt către Biserica din Efeseni și către credincioși de-a lungul veacurilor, scopul textului este să ne învețe cum să rezistăm și cum să biruim deplin pe diavol. Sunt două afirmații de scop în textul acesta care ne arată ce vrea să ne învețe Duhul Sfânt, ce vrea să ne învețe Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune în versetul 11, prima afirmație de scop a textului. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să... De ce? Ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Cu alte cuvinte, vreau să vă învăț, spune Apostolul Pavel, cum să rezistați împotriva uneltirilor diavolului. Cum să țineți piept. Să rezistați. Dar numai să rezistați. Versetul 14, versetul 13, ne prezintă a doua afirmație de scop a textului și spune așa, de aceea v-a scoat armătura lui Dumnezeu sau armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, să vă puteți împotrivi, să țineți piept, să rezistați și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Scopul acestui text și subiectul acestui text este rezistența și biruința împotriva diavolului și armatelor lui. Textul acesta este menit să ne învețe cum să rezistăm, pentru că avem de rezistat, e o luptă grea, pe care numai cei indiferenți, și o să vedem noi cum mai, nu o conștientizează. E o luptă grea, acerbă, puternică, în care suntem chemați nu numai să rezistăm, ci să rămânem în picioare după ce vom fi biruiți totul. Se poate? Este întrebarea. Se poate, frați și surori? Poate fi un creștin rezistent și biruitor împotriva diavolului? Da. Dacă ascultăm ce ne face acest text. Dacă nu ascultăm,
Cu siguranță nu vom fi biruitori, ci vom vedea la sfârșitul mesajului acestea ce se întâmplă dacă îi asculți. Ce se întâmplă dacă nu îi aminte la ce te învață acest text, dacă treci așa cu indiferență, cu nepăsare, doar așa, mai citim un text, mai învățăm, dar nu mă însușesc, nu iau pentru mine învățătura și nu sunt gata să ascult. Dacă nu sunt gata să ascult, vom vedea ce se întâmplă. Dar haideți să vedem cine învață acest text. Cum putem rezista și birui împotriva diavolului? Ca să fie foarte simplu mesajul din această dimineață. Toată învățătura acestui pasaj se rezumă în trei cuvinte. Trei cuvinte, trei porunci, trei imperative. Trei cuvinte esențiale pe care la sfârșit și un copil le poate reține ce are de făcut ca să biruiască și să reziste împotriva diavolului. Primul cuvânt, primul imperativ sau poruncă este în versetul 10. Și este acesta cuvântul. Întăriți-vă. Ascultați ce spune textul lui Colo, fraților. Întăriți-vă! Întăriți-vă ceea ce înseamnă consolidați-vă, fortificați-vă, adunați-vă putere, pregătiți-vă. Întăriți-vă. E primul imperativ divin pe care trebuie să-l ascultăm dacă vrem să rezistăm și să biruim împotriva diavolului. Întăriți-vă, frați și surori. În lupta cu diavolul nu putem merge neîntăriți, fără să ne întărim. Și imediat, versetul acesta ne prezintă două domenii în care trebuie să ne întărim. Două domenii în care trebuie să ne întărim. Iată ce spune textul. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul. Primul domeniu este Domnul. Dar ce vrea să spune când spune întăriți-vă în Domnul? Se referă la relația noastră personală cu Domnul. Ca să fii rezistent și biruitor în lupta cu diavolul, trebuie să te întărești în relația ta cu Domnul. Și asta implică cunoașterea Lui. Să cauți să-L cunoști pe Domnul. Să cunoști caracterul Lui, să cunoști planul Lui. Dar cum te întărești în relația ta? Citește cuvântul Lui. Caută să-L cunoști pe Domnul, întărește-te. Întăriți-vă în Domnul, în relația cu Domnul, prin cuvântul Lui, prin ascultarea de cuvânt, prin citirea cuvântului, prin studierea cuvântului, prin acumularea cuvântului. Cunoașteți-L pe Domnul și întăriți-vă în Domnul. Că numai așa putem sta în fața diavolului. Rezistenți și biruitori. Fiind întăriți, întărindu-ne, Domnul să ne ajute. Dar nu mai întărește-te Domnul, ci textul spune întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Sau puterea forței Lui. Puterea energiei sale. Întăriți-vă în puterea spirituală pe care o dă Domnul. Cum te întărești în putere spirituală de la Domnul, pe care dă Domnul, prin Duhul. Iată ce se ruga Apostolul Pavel în capitolul 3, din Epistola către Efeseni, pentru biserica aceasta, căreia îi scrie și capitolul 6. O să citesc Efeseni 3, 14 la 16. Ascultați și urmăriți în scripturile dumneavoastră ce se ruga și apoi ce îndeamnă. Pentru că aceste două texte se completează și ne arată imaginea cum putem să ne întărim în puterea Lui Dumnezeu. Să avem puterea Lui Dumnezeu în noi. Iată ce se roagă Apostolul Pavel. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și ascultați acum versetul 16. În mod special. Și îl rog, îmi plec genunchi înaintea Domnului, înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și îl rog pe El, pot ca, potrivit cu bogăția slavei sale,
să vă facă să vă întăriți în putere. În putere. Să vă facă să vă întăriți, să acumulați, să aveți mai multă putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Să aveți putere spirituală în omul dinăuntru. Mă rog Tatălui, spune Apostolul Pavel în capitolul 3, în rugăciunea lui, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru. Iar în capitolul 6, ce le spune? Întăriți-vă în Domnul și în puterea tot prin Duhul, dar acum responsabilitatea voastră. La început spune în loc pe Domnul, Domnul să vă facă El să vă întăriți în putere, dar e și datoria voastră să căutați să vă întăriți în putere. Domnul vă întărește, mă rog Lui, dar și tu întărește-te și bărbătează. În puterea Domnului. Adună putere spirituală. Când spune puterea tăriei lui Dumnezeu în omul dinăuntru, Apostolul Pavel se referă la puterea spirituală a caracterului unui om duhovnicesc. Și enumără încă o dată roada Duhului Sfânt. Înseamnă să te întărești din puterea roadei Duhului Sfânt. De aceea e prin Duhul. E puterea de a iubi. E puterea de a te bucura. E puterea păcii lui Hristos, e puterea de a îmbrăda de lungi răbdări, e puterea de a fi bun, de a fi binefăcător, de a fi blând, de a fi credincios, de a te înfrâna. Asta e puterea din care trebuie să te înțelegi. Aici te atacă diavolul, la caracterul tău, la cine ești tu, un om dinăuntru, acolo atacă diavolul și vrea să submineze ce e duhovnicesc. Ce trebuie să faci ca să reziști și să biruiești împotriva diavolului? 1. Întărește-te. Primul cuvânt cheie, poruncă biblică, imperativ. Întărește-te, fratele meu. De atâția ani ești pocăit și nu ești tare. De atâția ani ești pocăit și ești tot slab. De atâția ani încă n-ai putere să mergi înainte. E primul lucru, primul cuvânt pe care trebuie să-l rețineți. Întăriți-vă. Al doilea cuvânt e de la versetul 11 până la versetul 17. O să rezumăm textul acesta, partea aceasta de la versetul 11 până la versetul 17, într-un cuvânt spune așa, la imperativ, în armație. După ce v-ați întărit relația cu Domnul, și în puterea tăriei Lui, înarmați-vă, în luptă. Acest imperativ, acest cuvânt, este cel mai detaliat în text și explicat. Din ce ne dăm seama, din acest spațiu pe care îl ocupă, că e foarte important, e inima în bătălia aceasta spirituală. Pe lângă, e importantă puterea, dar fără armament, fără armură, fără să te înarmezi. În lupta aceasta spirituală n-ai nicio șansă. Oricât te-ai întărit, dacă nu te înarmezi, tot pierzi. De aceea, următorul lucru esențial este înarmarea. Observați cât spațiu ocupă în textul Scripturii, la versetul 11 până la versetul 17, ni se prezintă adevărul acesta și imperativul acesta. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, versetul 11. Și observați că acest imperativ este repetat de două ori, versetul 13, din nou seria. De aceea luați toată armura, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, versetul 11, și versetul 13. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Doamne ajută-ne! Vreau să fac două mari observații aici. În textul acesta. Prima observație pe care vreau să o subliniez și pe care textul nostru o transmite
Primul adevăr este că armura este necesară. În armarea este necesară. Necesitatea în armării. De ce? Necesitatea în armării este argumentată aici cu cel puțin patru realități care țin de inamicul nostru, de cel cu care luptăm, de diavolul. Versetul 11, la sfârșit, ne spune și ne vorbește despre uneltirile diavolului. Să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Inamicul nostru uneltește. Și ce înseamnă uneltește? El nu luptă drept. El complotează. El se camuflează. El devine capcane. Asta înseamnă uneltire. Dacă tu nu ești înarmat și pregătit în orice timp și înarmat, cum spunem noi, până în dinți, el găsește fisura și momentul când să te atace. Trebuie să fii înarmat. Complet, absolut. Asta e învățătura textului și imperativul textului. Luați toată armura lui Dumnezeu. Pentru că diavolul meritește. Al doilea argument sau realitate care necesită înarmarea și care ne arată că înarmarea este necesară, este armata diavolului. Diavolul are o armată. Textul acesta ne arată versetul 12, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor, răutății care sunt în locurile cerești. Ni se arată aici că diavolul are o armată ierarhizată, are o armată unită, puternică. Domnul Iisus Hristos însuși ne-a spus că diavolul nu este desfinat împotriva lui Iisus. Ci el știe, duhurile răutății știu că trebuie să lupte în unitate, organizate, ierarhizate, în supunere și ascultare față de căpetenii, față de căpetenile demonice, față de cel mai mare care e diavolul și armata diavolului ascultă. Noi avem nu de luptat cu un singur inamic, ci cu un inamic spiritual care are o armată în spate. O armată organizată, puternică, unită și ierarhizată. De aceea trebuie să ne armăm, că nu putem ale răutății în jurul nostru, dezarmați. Așa fluierent, crezând că suntem noi grozavi și tați. Nu se poate. De asemenea, în armare este necesară, versetul 13, din cauza timpului diavolului. Diavolul are un timp limitat. Știe că are un timp limitat. Dar timpul lui de atac este, spune textul nostru, versetul 13, de aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Care e ziua cea rea? Este ziua în care ești lovit de o încercare, de o problemă, de un necaz. Ești pus într-o situație critică în viața ta. Și atunci diavolul știe că ești cel mai vulnerabil. E ziua cea rea în care ești pus față în față cu niște lucruri pe care nu le-ai luat în calcul, nu te-ai gândit, cu niște lucruri care te șochează pe moment și te îngrozesc. Și atunci, de multe ori, ți se duc toate energiile, toată puterea. Dacă nu ești înarmat până în dinți, știi ce se întâmplă? Caz ușor, praf, ești praf. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi ziua cea rea. Că ziua cea rea vine pe neașteptată, Dumnezeu îi îngăduie, cum i-a îngăduit și lui Iov. I-a îngăduit diavolului să-l încerce și să lase și vine ziua cea rea, vine ziua când vin veștile rele, când vin diagnosticile rele, când vin alte probleme rele și ce faci? Cazi la pământ? Că nu știi ce să mai faci, săracul copil.
să atace, știe când ești vulnerabil, știe când e ziua cea rea. Și atunci vine și atacă. E timpul diavolului, timpul pe care el vrea să-l maximizeze, să-l folosească la maxim pentru el, când tu ești cel mai vulnerabil. Dacă ești tot timpul în armat și pregătit, vei rămâne în picioare, biruind tot. Domnul să ne ajute. Și versetul 16 ne arată o realitate care face necesară în armarea, și anume, atacurile diavolului. Textul nostru spune, în versetul 16, că diavolul are săgeți arzătoare. Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Diavolul are săgeți care sunt atacuri, ispite puternice, lucruri care vin să te lovească, să te inflameze, să te ardă, să te incendieze spiritual. Ce sunt săgețile arzătoare? Lucruri care o duc în foc dintr-o dată. Diavolul atacă. De aceea trebuie să fim înarmați în permanență. Domnul să ne ajute. Dar vreau să vedem puțin în această dimineață nu numai necesitatea înarmării, când ne gândim la acest imperativ, înarmați-vă. Necesitatea înarmării, vreau să vedem puțin și natura înarmării. Cu ce armură trebuie să ne înarmăm? Textul spune de două ori că este armura lui Dumnezeu. Luați toată armura lui Dumnezeu, versetul 11. Versetul 13 din nou. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu, nu a ta, nu a noastră. Este armura lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. Este o armură spirituală și ea este specifică și descrisă de la versetul 14 până la versetul 17. O avem descrisă. Această armură. Și vreau să o trecem repede în revistă, să o recapitulăm. Eu cred că toți ar trebui să o știm. Dar haideți să trecem repede prin ea, să vedem componentele armurii și întrebați-vă în timp ce le descriu puțin, întrebați-vă în ce măsură le aveți. Că asta e tot. Le ai sau nu le ai? În ce măsură ești înarmat? În lupta spirituală în care noi suntem angrenați, Biserica lui Hristos, Copilul lui Dumnezeu, în ce măsură ești tu înarmat sau nu? Iată. Iată armamentul. Iată armura. Mai întâi, textul nostru începe cu mijlocul. Centura adevărului. Stat, gata, pregătiți în orice moment, având sau fiind încinși la mijloc cu adevăr. Este ideea de adevăr ca și o centură. Centura folosea un soldat atunci, în vremea în care scrie Apostolul Pavel, unii zic că atunci când Pavel a descris armamentul acesta sau armura creștinului, avea în față, era în temniță în Roma și avea în față un roman, un soldat roman care îl păzea, era gardian. Și uitându-se la echipamentul lui, la armura lui, a început să se gândească la felul în care creștinii trebuie să fie și ei înarmați în lupta spirituală. Și a luat elementele din armura unui soldat roman și le-a transpus spiritual pentru creștini, pentru credincioșii care sunt în luptă cu diavolul. Și s-a uitat la centura adevărului, care, la centura care îi încingea toată persoana și armura lui. Centura folosea unui soldat roman pentru strângerea tunicii și pentru purtarea sărbii. În clipa când și-o punea, un soldat se simțea în putere și pregătit pentru luptă, pentru efort greu. Știm că și noi, cel puțin cei care am crescut la țară și am dat la coasă, e bine când dai la coasă și faci un efort mai greu să te încinci, să pui o centură bună, puternică, să te încingi mai bine, pentru că te ajută să faci efort, te ajută la efort, mijlocul încinții. Dar, în esență, centura era elementul care ținea pe toate celelalte. În Antichitate, un om fără centură nu s-ar fi dus la luptă și nici nu s-ar fi dus să facă un efort notabil. Centura care ține
Toată viața creștinului închegată și puternică, pregătită pentru efort, pentru luptă, este adevărul. Dragii mei, fără adevăr totul se dezvină, totul cade la pământ. Împotriva adevărului nu există nicio autoritate care se poate rezista. Adevărul este cea mai puternică forță din lume. Adevărul. Adevărul absolut al lui Dumnezeu. Adevărul că e lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este adevărul. Adevărul cuvântului. Este adevărul care va birui cele din urmă. Și împotriva adevărului nu avem nicio armă. Diavolul este mincinos și tatăl minciunii. Și el vrea să țină pe oamenii în minciună. Și chiar pe creștini vrea să-i aducă în minciună. Noi trebuie să luptăm avem mijlocul încins cu adevărul. Adevărul în revelație lui Dumnezeu pe care ne-a revelat Dumnezeu să-l punem peste noi și să-l avem în inima noastră. Să fim plini de adevăr. Domnul să ne ajute. Al doilea element în armura creștinului este mantia neprihănirii. Sau platoșa neprihănirii. Îmbrăcați cu platoșa neprihănire. Cuvântul neprihănire sau îndreptățire. Aici se referă la dreptatea pe care ne-a oferit-o Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui, prin ispășirea Lui de la Calvar. Noi trebuie să luptăm în lupta aceasta îmbrăcați în neprihănirea Domnului Iisus, în dreptatea Lui Hristos, în neprihănirea Lui. Diavolul luptă cu nelegiuirea. El vrea să pune peste tine mantia nelegiuirii. Să te îmbraci cu mantia păcatului și a nelegiuirii. Domnul Iisus Hristos ne îmbracă și ne îmbrăcă în neprihănirea Lui. Slăvit să fie. Prin jertfa Lui pe care se călătorim astăzi, noi avem îndreptățirea, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Noi trebuie să stăm în fața Lui să zicem, singura îndreptățire e Hristos ce m-a salvat. Cu El, prin El, lupt și merg viitor înainte. Slăvit să fie Domnul. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Apoi, trebuie să luptăm cu Evanghelia păcii ca și încălțăminte. Versetul 15 spune, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Cuvântul tradus la noi cu râvnă poate fi tradus și zel, fermitate sau stabilitate. Pentru că încălțămintea, sandalele soldaților romani erau acelea care le dădeau stabilitate și fermitate în luptă. Și, bineînțeles, îi ajutau în deplasarea lor spre inamic. Ce le dă nouă fermitate și stabilitate în lupta aceasta, cât și pasiune și puterea de a merge înainte spre cei care ne sunt inamici, spre inamicul nostru. Evanghelia păcii. Evanghelia păcii. Vestea bună că Dumnezeu a făcut pace cu noi prin Domnul Iisus Hristos. Domnul păcii. Este aceea care ne dă stabilitate, fermitate, dar și pasiune pentru a merge înainte în această luptă cu vestea bună a Evangheliei păcii. Domnul să ne ajute. Amin. Vestea bună. Evanghelia păcii. Apoi, următorul element în armura creștinului este scutul credinței. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței. Luați scutul credinței deasupra. Sau, literal, în față, în fața tuturor, țineți scutul credinței. E observat poziția pe care trebuie să o aibă scutul. Dar și faptul că credința funcționează ca scut pentru credincioșii adevărați. În bătăliile din secolul I, când scrie Apostolul Pavel, în bătălii se foloseau două tipuri de scuturi. Unul mai mic, rotund, care lăsa neprotejată o mare parte din trupul luptătorului. Dar mai era și scutul mare, un scut dreptunghiular de 1,20 m și de 75, 1,20 m pe 75 lățime, care acoperea întreaga persoană. Dacă știai să-l ții și să-l pui bine în față, erai acoperit în întregime. Scutul acesta era și foarte rezistent. Era făcut din două straturi de lemn legate și acoperite în primul rând cu pânză și apoi cu piele. Iar sus și jos erau strânse cu centuri metalice. Era făcut în mod special acest scut ca să stingă proiectilele incendiare
care se foloseau atunci și care erau în esență niște săgeți înmuiate în smoală, care erau aprinse și apoi trase. Ei, scuturile acestea făcute din piele și acoperite cu piele, erau făcute în așa fel încât să le blocheze aceste săgeți și să nu producă incendiu, ci să stingă săgețile arzătoare a celui rău. Apostolul Pavel folosește foarte interesant această imagine că prin scutul credinței, prin credință, prin puterea credinței, noi ne protejăm de proiectilele incendiare, de săgețile arzătoare ale celui rău, ale diavolului. Ce important este credința? Să ai credință în Dumnezeu. Credința funcționează ca scut. Suntem păziți prin credință de puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu ne protejează prin credință, scutul credinței. Îl ai? Îl ai sau nu ai? Aici e totul. Ai sau nu ai ajutorul pe tine și în tine? Ai sau nu ai mantia neprihănirii, platoșa neprihănirii? Ai sau nu ai încălțămintea Evangheliei Păcii? Ai sau nu ai scutul credinței? Dar mai mult. Există și un alt element. Coiful mântuirii. Sau mântuirea care funcționează în viața credinciosului ca și coif. Luați și coiful mântuirii, spune versetul 17. Bineînțeles, știm, coiful se pune pe cap. Și era folosit și este folosit ca protecție specială a capului. Era confecționat atunci dintr-un material rezistent, dar suportabil ca greutate. Și era căpușit și în interior. Iar în unele cazuri avea un vizor rabatabil care era pus pentru protecția feței. Ceva asemănător cu o cască bună de motocicliști. Dar știți cum erau văzut coifurile romane. Erau folosite numai ca protecție și decorativ în unele cazuri. Ce spune Apostolul Pavel? Mântuirea dată prin Har, prin Domnul Iisus Hristos, funcționează în viața credinciosului, în viața credinciosului ca și coif pentru cap, ca și protecția minții, ca și protecție și nobilarea minții. Iertarea prin Harul Dumnezeu este aceea care ne face să stăm cu capul sus și ne protejează mintea și inima în Hristos, mântuirea pe care ne-a dat Dumnezeu în dar. Slăviți să fie Domnul. Este locul central al vieții credinciosului, capul. Și cel mai sensibil. Dar, dacă este mântuit, este și cel mai bine acoperit. Mântuirea, jertfa lui Hristos, ne acoperă mintea și inima și ne acoperă capul nostru înaintea lui Dumnezeu. Fără să avem mintea asigurată de mântuirea lui Dumnezeu, noi nu putem sta în lupta aceasta cu diavolul. Pentru că imediat, dacă nu suntem siguri de mântuirea noastră, imediat prin minte, tot felul de îndoieli, tot felul de... Și ce dăm? Psihic. Că lupta e înverșunată, e grea. Foarte ușor cu cetatea. Dacă mintea ți-a acoperită de mântuirea lui Dumnezeu, dacă capul tău, metanoia, s-a produs aici și mintea nouă, și ești mântuit și știi și realizezi asta prin Harul Dumnezeu. Vei sta cu coiful mântuit pe cap. Domnul să ne ajute. Și ultimul element prezentat aici în armura credinciosului este sabia Duhului. Care este și explicat imediat. Luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, din gura Domnului Iisus. Uitați-mă la Apocalipsa 1 și 19. Evrei 4 și 12 se spune Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu, scris prin Duhul Sfânt, pătrunde prin Duhul în oameni și omoară firea păcătoasă. Așa cum cu sabia loviai în inamic. Cu cuvântul lui Dumnezeu lovești în firea păcătoasă a ta și a celor din jur. Spune-le cuvântul lui Dumnezeu. Aici, v-am spus și în altă întrebare, ai să dăm la cuvântul lui Dumnezeu proclamat, vestit, rostit. Trebuie să rostim cuvântul lui Dumnezeu în lupta aceasta. Dar în armați cu toată armura să
ieșim la atac cu sabia Duhului, cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Am văzut cele 6 elemente. Le ai sau nu le ai? Ai venit la casa Domnului astăzi în Amman? Deci, frate, și la biserică trebuie să vin la Amman. Mai ales. Uite dacă nu vin la Amman. Mai ales. La biserică trebuie să vin la Amman. Că știți unde vrea diavolul să te atace cel mai mult? Și în ziua ce avea și poate. Dar la biserică, ca vrea să te atace. De când pleci de acasă, nici nu te-ai trezit ce vrea să te atace. Am mai dormit un pic. Ce-i asta? Ani, nu te duci la rugăciune. E plictiseala rugăciunii. Ce-i asta? Sabia Duhului. Este geaba răsătoare. Uneltirea. Fii înarmat până în dischiul vii la biserică. Dar nu mai la biserică. Tot timpul. Înarmați-vă, frați și surori. Vreau să fac câteva precizări finale legate de înarmare, de această armură a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu. Vedem că sunt arme de apărare și arme de atac. Arme de apărare și arme de atac. Armele de apărare sunt centura adevărului, platoșa neprihănirii, scutul credinței și colțul mântuirii. Armele de atac sunt pasiunea pentru Evanghelia păcii și cuvântul Domnului sau sabia Domnului. Care se întrepătrund. Sabia Duhului și râvna Evangheliei. Arme de apărare și arme de atac. De asemenea, repet precizarea că toate sunt ale lui Dumnezeu, nu ale noastre. Este adevărul lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, pasiunea lui Dumnezeu pentru Evanghelie, pe care noi trebuie să o avem și noi să ne însușim. Credința este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este harul lui Dumnezeu. Și cuvântul sau sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Evident, niciuna nu e noastră. Nu suntem noi proprietarii, făuritorii, inventatorii. Noi suntem beneficiari. Sunt darurile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne pune la dispoziție această armură. Să o primim, să o îmbrăcăm, așa cum spune textul, îmbrăcați-vă cu ea. Apoi, deși sunt prezentate toate aceste elemente prin corespondente exterioare din armura unui soldat, am văzut centură, placă și încălțăminte, scut, coi și sabie. Observăm și trebuie să vedem că toate sunt elemente ale omului interior. Sunt trăsături de caracter ale creștinului, luptător pentru cauza lui Dumnezeu. Toate trebuie să fie în noi. Toate au de-a face cu omul nostru interior. Adevărul trebuie să fie în inimă și să putem fi ca în Psalmul 15, să spunem adevărul din inimă, dar pentru asta trebuie să avem în inimă, să avem adevărul. Neprihănirea trebuie să fie în inimă. Pasiunea vine din inimă pentru Evanghelia Păcii. Credința din inimă aduce mântuirea. Mântuirea lucrează la nivelul minții și a inimii noastre. Este înnoirea minții și apoi a sufletului. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în inima noastră și să putem rosti. Toate au de-a face cu inima, cu omul nostru interior. De aceea Pavel, când am văzut în capitolul 3, se ruga să fie întăriți în putere de nou dinăuntru. Are de-a face cu dinăuntru. Vreau să spun de asemenea că toate aceste trăsături de caracter care trebuie să le avem în noi, care sunt armura creștinului luptător, trebuie să influențeze și exteriorul nostru. Adevărul influențează comunicarea. Comunicăm în exterior. Neprihănirea influențează conduita. Credința și toate celelalte, pasiunea pentru Evanghelie, influențează slujirea noastră. Cum slujim? Pasiune, frate, cum venim la lucrarea Evangheliei? Cu râvna Evangheliei păcii, încălțați. Credința. Toate ne influențează viața din exterior. Se vede dacă le ai prin felul în care te manifesti, prin felul în care te comporti, prin felul în care comunici. Se vede dacă le ai, dacă ai
Dar cu sabia Duhului. Toate se manifestă în exterior. Trebuie să pornească din interior și se manifestă în exterior. Domnul să ne ajute să le avem. Întrebarea este acum. Cum stai? La armare. Cum stai la armura Duhului? Ești înarmat? Ți-ai însușit toată armătura, toată armura. În lupta aceasta cu diavolul, nu poți lupta fără toată armura lui Dumnezeu. Toată trebuie. Nu trebuie să fii selectiv. Aici nu avem voie de nici un pic de selectivitate. Nu este loc. N-ai voie să zici, asta e numai pentru mine. Aici tot e pentru mine. Dacă nu, știu ce să zic. Ești prada cea mai ușoară pentru diavol. Orice nu iei din acest echipament, din această armură, lași un loc liber, lași o fisură, lași un cui al lui Pepelea în viața ta pentru diavol. Și nu lăsa. Nu lăsa pe diavolul să aibă câștig la tine. Înarmează. Ce trebuie să faci ca să reziști și să biruiești împotriva diavolului? Întărește. În Domnul și în puterea Tăriei. Îți trebuie putere, dar îți trebuie și armură. Înarmează-te. Al doilea. Și al treilea. Și al treilea imperativ. Versetele 18 la 20. Roagă-te. După ce m-am întărit, după ce m-am înarmat, ce să mai fac? Cum să lupt? Cum să folosesc asta tot? Roagă-te. Al treilea imperativ este roagă-te! Roagă-te! Cât? Iată ce spune textul. Faceți în toată vremea. Faceți în toată vremea. Rugăciune neîncetată. Rugăciune necurmată. Fiți oameni ai rugăciunii. Veniți la casa Domnului și înainte rugați-vă. Veniți și stați în drumul rugăciunii. După ce mergeți acasă, rugați-vă. Și după ce v-ați rugat, știți ce să faceți? Rugați-vă. Rugați-vă neîncetat. Înțeles că în Duhul, cu Duhul fiți cuplați în rugăciune cu Duhul la Dumnezeu. Comunicați cu Dumnezeu. Vorbiți cu Dumnezeu. Cum să ne rugăm? Prin Duhul. Duhul este acela care ne ajută în slăbiciunile noastre și ne învață cum să ne rugăm. Apostolul Iuda spune mai târziu, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul. În ce fel să ne rugăm? Cu tot felul de rugăciuni și cere. Cu tot felul de rugăciuni. Rugăciuni de mulțumire, rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de laudă, rugăciuni de mărturisire, rugăciuni de cerere, rugăciuni. Tot felul de rugăciuni. Avem atâtea tipuri de rugăciuni. Avem atâtea motive de rugăciune. Pentru ce să ne rugăm? Pentru cine să ne rugăm? Iată ce spune textul acesta. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Pentru toți sfinții. Și nu se referă la general. Se referă la particular, adică pe toți sfinții pe care îi cunosc statui pe nume înainte Domnului. Adui pe nume. Bineînțeles, nu se referă la numai la rugăciune aici, în casa Domnului, că nu ne apucăm și se aduce pe toți pe nume. Dar acolo, în cămăruța ta, cum spune Domnul Iisus, intră și aduc pe toți sfinții, pe toți frații. Apostolul Pavel mai spune în 1 Timotei, capitolul 2, rugați-vă pentru toți oamenii, pentru umanitate. Dar nu se referă numai la general, și la general, dar și la particular, pentru toți oamenii pe care îi cunoști. Și cu care ne facem. Roagă-te! Roagă-te fiind întărit, fiind înarmat, folosește totul prin Duhul rugăciunii. Roagă-te pentru toți sfinții. Dar mai ceva. Rugați-vă pentru toți slujitorii Evangheliei. Pavel spune și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid cura, să vi se dea cuvânt. Ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, a cărui sol lanțul sunt. Pentru ca zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Rugați-vă pentru toți slujitorii Evangheliei. Rugați-vă. Frați și surori, dacă au nevoie de ceva mai mult, ca de orice, din partea Bisericii, din partea Sfinților slujitorii Evangheliei, este rugăciune. Spurgeon a fost întrebat, Domnul Spurgeon, cum te predicați așa?
se rog. Asta e secretul. Și a spus bisericii, să spuneți că nu vă mai rugați pentru mine, că eu să mă opresc. Să mă anunțați în momentul când nu mai vreți să vă rugați pentru mine, pentru predicare, pentru putere în predicare, eu să mă stau jos și o să mă plec. Așa le-a spus Petru și cred că și Pavel a spus la fel, fraților, dacă nu rugați pentru mine. Rugați-vă. Iată motive de rugăciune. Câți păstori cunoașteți? Mulți. Acum avem mijloace noi. Rugați-vă, nu-i bârfiți. Rugați-vă, nu-i judecați. Eu spun așa, și slujitorii, ca și Pavel, ca și oricare, spun ca și cântarea, eu sunt un om, doar, și ei sunt oameni, doar un om, nu-s doi, nici 50, nici 30. Nu-i vedeți ca 20 de oameni, un om ca 20, nu-i un om. Eu sunt un om singur, orice slujitor al Evangheliei, un om, doar un om. Dar un om, care Dumnezeu a dat un har, o chemare specială, dar un om. Rugați-vă. Vrem propășirea lucrării. Vrem trezire. Vrem schimbare. Vrem înviorare. Unde-i Duhul rugăciunii? Unde-i rugăciunea? Unde suntem când e vorba de rugăciune? Iată cum poți fi biruitor împotriva diavolului. Domnul Iisus a zis, rugați-vă și vegheați ca să nu credeți. Dar ce se întâmplă dacă nu vechești și nu te rogi? Domnul Iisus, e foarte simplu textul, nu? Rugați-vă, vegheați și rugați-vă ca să nu credeți în ispită. Dacă nu vegheați și nu vă rugați, credeți în ispită. Ne mirăm de ce credem în ispită? Iată de ce. Putem ști foarte simplu cauza. De ce cad pocăiții în ispită și tot felul de lucruri? Pentru că nu se roagă. Când te rogi, nu cazi. Când cazi, nu te rogi. E foarte simplu. Nu trebuie multe școală să înțelegi, dacă vrei. Iată trei imperative esențiale pentru a fi biruitori împotriva diavolului și pentru a rezista. Întăriți-vă, înarmați-vă și rugați-vă. Asta trebuie să le ții minte când mergi acasă. Ce ai de făcut? Trebuie să te întărești, trebuie să te înarmezi mereu, mereu, continuu, înarmat, întărit și rugăciune. Dar ce se întâmplă dacă nu ascult, frate? Eu predic, am o iau, am auzit-o, da, am înțeles, dar nu vreau să spun. Uite ce se întâmplă. Dacă nu te întărești, e slab. Și îmi pare rău să spun cu îndrăzneală și cu tristețe. Am văzut oameni copiiți de ani de zile și de zeci de ani slab. De ce? Că nu sunt întărit. Slab. În care afară de slab? De ce slab? Pentru că nu au ascultat de acest imperativ divin. Întărește-te, frate, întărește-te, întărește-te. Nu aștepta numai să te întărească alții. Dar Domnul te întărește, dar caută și tu să te întărești. În Domnul și în puterea tăriei Lui. Doamne ajută. Dacă asculți, vei fita. Dacă nu asculți, pe rămâne slab. Și o să sară țanda din nou la orice cuvânt, la orice privire, la orice vorbă, un cuvânt nu ți-a plăcut și sare țanda. De ce? E slab. Pentru că nu vechezi, nu te-ai întărit. Dacă nu te înarmezi, cum ești? Dezarmat. Și trimite pe câmpul de luptă un om cu mâinile goale. O să pună el mâna poate pe ceva, dar cât până vine prima săgeată și o scăpuz. Sau primul proiectil și l-o luat și zboară toate. De ce? E descoperit un om care nu se înarmează, e descoperit în fața inamicului, nu are nicio șansă. E falimentar, cade, e bătut, e la pământ. Diavolul își bate joc de el, cum vrea, cu minciună, cu nelegiuire, cu apatie, reversul, luați reversul la toate celelalte, armura, la toată armura. Minciună, nelegiuire, apatie, necredință, îndoială cu privire la mântuire și fire pământească, că n-are să avem.
ce are un om care nu-i la mama? Asta. Și dacă nu te rogi, ce s-a de tine? Ești mort. Mori. Mori. Rugăciunea e respirația sufletului. Rugăciunea e viața sufletului. Un om care nu se roagă,